Bine te-am găsit în laboratorul Darwin. Astăzi nu am niciun smartphone în mână pe care să-l analizăm, dar am în schimb ceva pe mână. Acesta este Fitbit Flex. Ce și cum faci aflați în minutele ce urmează. Bine, Fitbit Flex este brățara care vă urmărește activitatea zilnică. Câți pași ați făcut, câți kilometri ați alergat, câte kilograme ați dat jos sau cum ați dormit. Când deschizi cutia, în complet intră două brățări de diferite mărimi, ceea ce este un plus spre deosebire de alte device-uri de acest tip ca Nike Fuelband sau Jawbone. La moment există 4 variante de culori, albastru, negru, verde și roz, iar opțional poate fi achiziționat un set din 3 brățări de culorile roșu, albastru închis și turcoaz. Brățările sunt făcute dintr-un cauciuc antialergic, așa că iritații sau urme de la acestea nu vor rămâne. Cel puțin așa spun dezvoltatorii. Totuși, nu vă bucurați prea tare pentru că nu ambele brățări funcționează. Toată tehnologia se află în acest dispozitiv minuscul. Aici este localizat acumulatorul, accelerometrul, giroscopul, chiar și garnitura Bluetooth care se conectează cu smartphone-ul sau calculatorul. Apropo, încă un plus spre deosebire de alte trackere de activitate zilnică este că Fitbit Flex e total rezistent la apă. Mai exact, suportă o adâncime de 10 metri, așa că în duș și în bazin puteți intra fără probleme. Un alt avantaj spre deosebire de acest Nike Fuelband este că Fitbit-ul, datorită brățării sale de cauciuc, se așează foarte bine pe mână, pe când Fuelband-ul pur și simplu nu îți permite să stai cu mâna pe masă comod și asta este o problemă, mai ales pentru cei care își petrec toată ziua în fața unei mese de birou. Pentru a începe să utilizezi Fitbit Flex-ul, trebuie să-l conectezi prin Bluetooth la un calculator sau cel mai comod la un smartphone pe iOS sau pe Android. Apropo, înainte de a achiziționa un astfel de device, aveți grijă să verificați ce smartphone aveți, pentru că la moment sunt puține telefoane pe Android care se sincronizează cu acesta. Pentru a comunica cu brățara, nu trebuie să depunem mult efort. Aici nu există niciun ecran, totul este afișat prin luminițe. De două ori apăsăm pe brățara și luminițele ne arată care este activitatea mea zilnică. În cazul meu, un punct înseamnă mai puțin de 2000 de pași. 2 puncte mai puțin de 4000, 3 puncte 6000, de tot sunt 5 puncte. Dacă s-au aprins toate 5, înseamnă că ești o persoană activă. Eu personal iarna mai mult hibernez, așa că doar odată am ajuns la toate 5. La fel, în aplicație poți seta ca aceste 5 puncte să-ți arate distanța, caloriile arse sau pașii, iar pentru a te întrece singur pe tine poți seta anumite scopuri zilnice, astfel ca o luminiță să se aprindă nu la 2000 de pași, ci la 3000. Există și funcții pentru cei care iubesc să doarmă. Apăsând de 5 ori pe brățară, aceasta va intra în regimul sleep tracking, care va urmări cât de bine ați dormit sau cât de des v-ați trezit pe parcursul nopții. Una din cele mai preferate funcții ale mele este deșteptătorul. Îl setezi de pe smartphone, iar brățara va vibra pe mână atunci când trebuie să te trezești și nu va mai trebui să sari din pat atunci când auzi sunetul enervant al deșteptătorului. La fel, când ne apropiem de calculator, acesta se sincronizează datorită garniturii Bluetooth pe care o introduci într-unul din porturile USB. Aplicația desktop este bine proiectată, aici putem vedea, spre exemplu, perioada în care ai fost cel mai activ, dar și când ai stat lenevind, iar dacă vrei să slăbești, poți să setezi câte calorii pe zi ai vrea să arzi. Deja aplicația duce evidența pe parcursul săptămânii. Fitbit îți permite să duci evidența la ceea ce mănânci și la câți litri de apă consumi. Aceste detalii totuși trebuie introduse manual, așa că o să pierzi un pic de timp. Desigur, mai există o mulțime de alte opțiuni, ca spre exemplu analizele amănunțite ale activităților zilnice, compararea acestora cu activitățile celor de vârsta ta, însă acestea din păcate trebuie achitate, mai exact $49 pe an. Asta în moment ce o mare parte din aceste opțiuni sunt disponibile direct din cutie pentru Nike Fuelband, spre exemplu. Chiar și așa, cu Fitbit Flex vei da mereu de noi statistici pentru a-ți urmări activitatea zilnică, serviciul beneficiind foarte des de update-uri. Pot spune că Fitbit-ul este un device foarte folositor, mai ales că nu este nevoie să-l încarci atât de des. Dezvoltatorii spun că autonomia bateriei este de 5 zile. Eu sunt deja la 7-a, iar bateria mai ține încă câteva procente. Totuși, brățara nu este pentru cei care fac sport intensiv și care au nevoie de date precise. Pe parcursul testării am observat că acesta numără nu doar pașii, dar uneori și simplele mișcări ale mâinii. Așa că brățara este destinată mai degrabă pentru cei care vor să știe aproximativ care este activitatea lor medie și să-și dea seama când trebuie să mai ridice fundul din fotoliu.
Există totuși opțiunea de a preciza ce activitate anume faci la moment, ca spre exemplu conduci mașina sau pur și simplu lucrezi, dar asta face ca să nu te dezlipești de smartphone și să notezi mereu ceea ce ai de făcut. În concluzie, nu mi-a plăcut că trebuie să achiziți în plus pentru a beneficia de servicii care sunt deja disponibile pe Nike Fuel Band. Chiar și așa, Fitbit-ul este avantajat de comoditate. Acesta nu se simte pe mână și nu încurcă la activitățile zilnice, spre deosebire de Fuel Band, care este din plastic și care nu trebuie expus la umiditate. Iar dacă s-a întâmplat ceva cu una din brățări, poți comanda altele de pe site-ul oficial. Pentru toate minusurile care le are Fitbit-ul, acesta este și mai ieftin cu $50 decât o brățară de la Nike. Această diferență te lipsește de multe opțiuni de sistem, dar adaugă comoditate, așa că alegerea ți aparține. Cam atât pentru astăzi, acesta a fost review-ul antrenorului tău digital Fitbit Flex. Nu uita să dai like la video, dar și la pagina noastră de Facebook. La fel, pentru a vedea toate review-urile noastre, dar și pentru a fi la curent cu cele care vin, apasă subscribe. Eu am plecat să acumulez puncte, iar vouă sărbători fericite! Oh,